Indicația vitezei unei lucrări muzicale o întâlnim la începutul partiturii și poartă denumirea de tempo. Termenii de mișcare au fost introduși încă din secolul al XVIII-lea și provin din limba italiană, deoarece în acele timpuri era o limbă comună, vorbită și înțeleasă de către majoritatea marilor compozitori. În funcție de viteza stabilită, adică de numărul de bătăi pe minut, vom avea tempouri lente, medii și de mișcare rapidă. Denumirile acestora sunt numeroase, însă noi vom selecta doar câte două denumiri reprezentative pentru fiecare dintre cele trei categorii. Pentru un tempo lent vom folosi largo, care se încadrează între 40 și 60 de bătăi pe minut, și adagio, între 66 și 76 de bătăi pe minut. Printre tempourile moderate se numără andante, și allegretto. Într-un tempo rapid se încadrează vivace, și presto. În muzică există și mișcări progresive, cum ar fi accelerando, ce grăbește viteza unui anumit pasaj muzical, sau ritardando, ce dimpotrivă rărește mișcarea, aceasta devenind din ce în ce mai lentă, ca în exemplul care urmează. Revenirea la tempoul inițial se realizează prin termenul a tempo. Concluzie. Tempoul este viteza de interpretare a unei lucrări muzicale. Acesta se regăsește la începutul partiturii, fiind notat atât prin numărul de bătăi pe minut, cât și prin termeni specifici în limba italiană. În funcție de numărul de bătăi pe minut, acesta indică o mișcare lentă, moderată sau rapidă.